Eu sunt foarte curioasă unde ajunge acest personaj Irina Rimes la un moment dat în viața ei. Parcursul pe lui Beyoncé deja-l cunosc, parcursul lui Elon Musk deja-l cunosc, se știe ce e acolo. Dar ce face acest om, Irina Rimes, în viață? Ce o să reușească să facă? Și nu mă refer că o să reușească să, nu știu, să rupă, să dreagă, dar deciziile pe care o să le ia. O să facă un copil? Nu o să facă un copil. O să-și găsească iubirea mare? Nu o să-și găsească iubirea. O să pice la un moment dat? O să reușească să se inventeze sau nu o să reușească? O să ajungă până la adânci bătrâneți sau nu o să ajungă? Întrebările astea mă fac să-mi doresc să trăiesc viața mea și nu viața altora. Lasă-l așa, ăsta e intro. Deci sunt eu cu Irina mea, cu Irina mea, cu sora mea, cu Irina. Și v-am promis că o să aducem oameni care sunt mișto, pe care eu îi respect, oameni cu care avem valori comune, proiecte comune și oameni care aș vrea să aflați lucruri despre ei, care știu și eu și sunt puțin mai... Sunt deschiși să-și depășească condiția, să-și depășească orice fel de limită și oameni care au pur și simplu sânge în cojones. Și asta este una dintre prietenele mele și sora mea. O consider Irina Rimes. Yay, mulțumesc frumos! Și îți mulțumesc mult că ești aici, e onoare pentru mine. Și mulțumesc că m-ai invitat. Dacă nu m-ai invitat, nu veneam. Adică veneam așa, mă mai plimbam pe aici, că vreau să cânt și eu ceva cu Damian Drăghici, dar... Nu la modul... Da. Ia zi-mi, cine e Irina Rimes? Cine e Irina Rimes? Nu știu încă. E o întrebare pe care și eu mi-o pun destul de des. Urmează să aflu, cred eu. Mai am încă un pic, probabil. Sau poate nu o să aflu niciodată. Uneori am impresia că știu cine sunt, uneori am impresia că nu știu deloc. Uneori am impresia că am învățat foarte multe până în momentul ăsta al vieții mele. Alteori am impresia că încă n-am învățat nimic, pentru că repet aceleași greșeli de fiecare dată, mai ales în viața personală. Dar sper că Irina Rimes este un om care... Sper că este un om care seamănă lucruri frumoase. Adică cam asta încerc să fac. Să seamăn lucruri frumoase. Cât e personal și cât e realitate din ceea ce vedem la televizor sau în general? Nu pentru mine, eu știu asta, pentru oameni. Cred că 100% e personal. Când ajungi să fii persoană publică, adică atunci când începi să fii urmărit, să ți se urmărească orice pas sau tot ce scoți pe gură, sau, hai să mă exprim mai altfel, atunci când deja ești conștient că poate orice cuvânt care iese din gura ta poate fi... interpretat. Exact. Sau, mă rog, e urmărit. Trebuie să fii mai atent la ce scoți pe gură, ce faci, ce vorbești, cu cine vorbești. Și atunci intervine acest control, dar care nu poate separa... Tu nu poți să te separi să fii două persoane. Tu poți să fii... Dacă vrei să fii true și dacă vrei să fii autentic, tu poți să fii doar o persoană și trebuie să fii aceea, peste tot. Aceeași peste tot. Că te duci la o emisiune la Măruță, trebuie să fii tu. Că te duci la... Că ești la Vocea României în scaun, trebuie să fii tu. Că vii la podcast cu Damian Drăghici, trebuie să fii tu, că de altfel, dacă nu o să fii tu, o să fii de fiecare dată o persoană diferită și nu o să ai credibilitate. Când o să spui ceva, când o să scoți ceva pe gură, nu o să mai fi crezut. Păi stai, că acolo ai zis așa, da, aici ai zis așa, da, știi? Sau când cânti ceva, dar nu-ți asumi mesajele textelor tale, cred că degeaba cânti. Nu știu, părerea mea. Foarte frumos. Povestește din copilăria ta. Ce fel de copilărie a avut Irina? Cea mai frumoasă copilărie. Am crescut la țară, eu și fratele meu, făceam toate prostiile de pe lume. Țin minte că aveam o vecină care avea cotețul, dădea în stradă. Și era o ușiță mică la cotețul ăla al ei și noi de fiecare dată, dacă ușița era închisă, o deschideam și respectiv toate găinile ieșeau afară, dacă era deschisă, o închideam și nu mai intrau găinile înăuntru. Și da, asta a fost prostia majoră a copilăriei noastre, după care nu mai pun la socoteală furat harbuși, furat cireșe, furat căpșuni, furat struguri. Cred că știi ce înseamnă. Normal. Toți.
Mi-a rămas asta și când eram mai mare. Eram o dată în Grecia, aveam vreo 26-27 de ani și cântam la un restaurant, la Buzuchea, în Igumenița. Și lângă noi, într-o zi la repetiții, erau era închis cumva, cu gard, dar cu gard ăsta mare, exact lângă unde cântam noi, într-o grădină de asta de vară. Și eram cu mai mulți muzicieni. Și erau pomi cu niște piersici, dar niște piersici ce n-ai văzut în viața ta. Și am sărit gardul, m-am urcat acolo. Dar acum nu mai eram copil, cum făceam când eram copil, să fur cireșe și corcoduși. Om toată firea, 26-27, da, mi se pare. Da, chiar înainte să plec în America. Și m-am urcat în pom la ala și am început să mănânc piersici. Niște piersici, nu poți să-ți imaginezi, uriaș, așa, foarte bun, și acum ți-mi minte. Și a venit ăla cu pușca. Să mă dea jos, zic, nu cobor pentru nimic lume, de ce? Că nu mai pot, îți dau banii, dar mai pot să-mi nebunii după. Dar țin minte, dată am fost cu fratele meu la furat căpșuni și ne-a prins vecinul. Și vecinul rău. Om rău. Da. Chiar, Doamne iartă-mă, dar chiar era un om rău. Adică să sari cu sapa pe niște copii că ți-a mâncat niște căpșuni, că și mama zicea, nu câte căpșuni poate să-ți mănânce copilul ăsta? Nu exact. Câte, ce o să-ți mănânce toată grădina? Ce o să-ți devasteze grădina de căpșuni? Mă rog, da. Dar da, mie nu-mi pare rău că am furat căpșuni. Orice copil, toți copiii fac asta. Adică, am luat și câte o vadă de sapă. Sper ca și alte generații să mai aibă oportunitatea asta în viitor, pentru că era ceva fain. Știi, poate era fain pentru noi și poate că noi vedem așa pentru că era fain pentru noi. Da. Și poate că copiii noștri o să vadă lucrurile pe care le trăiesc ei acum, vor fi faine. Faine pentru ei atunci, exact. Exact. Și, nu știu, eu sunt de părerea că toți oamenii pe care îi cunosc eu din generația părinților mei spun că generațiile noi se pierd, tinerii, ce fac tinerii în ziua de astăzi, că nu interesează nimic. Și nu o să intru în detalii, că știți discursurile. Dar e foarte fain ce ai spus. Foarte, toată lumea știe acest discurs, spune, nu? Mai multe sute de ani spun că generația nouă, uite cum e, sunt așa, și uite că generația nouă a adus toată schimbarea. Cum și în anii 70 ăștia redau de Steve Jobs și de ce, că sunt nebun, că sunt drogați, că sunt nu știu cum, și uite ce schimbări s-au întâmplat, înțelegi? Păi nu, da, idei despre faptul că fiecare dintre noi este, nu știu cum să zic, că acum am intrat într-un subiect pe care știu că l-am discutat odată cu ai mei și a ieșit o ceartă, dar eu mă bucur că părinții mei sunt foarte deschiși să înțeleagă niște lucruri și au adoptat ideea că evoluția este evoluție. Ea nu poate să fie bună sau rea. Ea este evoluție, până la urmă. Și nu putem să ne punem în... Împotriva. Împotriva ei, exact. Și despre asta e, despre evoluție. Și dacă nouă nu ne place cum evoluează copiilor noștri, este fix problema noastră. Nu e problema lor. Sunt unii care nu pot să accepte asta până pe patul exact. Morții, doamne, arată-mă. Asta a fost discuția cu părinții mei. Dacă eu evoluez, bine, cazul lor, că ai mei sunt foarte mândri cu cine sunt copiii lor și am păstrat mult din ce ține de... am păstrat mult din valorile familiale, să spunem așa. Dar sunt... aceste discursuri pe care le auzim pe la toate colțurile despre tineret și cred că nu sunt valabile. Nu că vreau să apăr, Doamne ferește, vreo generație, dar exact, este da. Evoluție și ar trebui să înțelegem odată și odată că evoluția e evoluție și nu n-ai cum să ceri tineretului care astăzi are mai mult acces la informații decât au avut ei sau astăzi există alți termeni de dezvoltare. Vorbim despre altceva. Da, nu cred că este vorba doar de unii părinți sau de evoluție în general. E vorba de acceptarea unor părinți. Uite și aici au toți copii și ăștia care sunt și știi ce zic, de neam de lăutari. Mm-hmm. Și în momentul când ieși, depășești cumva granița, cum spunea Jobs, știi că tu poți să împingi puțin măcar din bula aia în care ești, măcar puțin să împingi, ca să ieși puțin afară cu nac, măcar un metru să ieși afară din ce a fost tribul tău, locul în care ai născut și mai mult trib, nu mă refer la trib per se, mă refer la conștiința tribului, adică, băi, ce facem noi? Noi știm să doar să cântăm. Poate pot să fac și eu un pas înainte să fiu avocat sau doctor, să fiu altceva, nu trebuie neapărat să fac asta, înțelegi? Mm-hmm. Dar pot să spun asta că la mine n-am avut o relație extraordinară cu taică-mă, Dumnezeu să-l ierte, și
Nu pot să... Am spus asta și într-un interviu, dar sunt deschis față de tine și de public. Nu cred că l-am făcut niciodată fericit. Țin minte că am avut un concert în față la Palatul Poporului și aveam 72.000 de oameni invitați, adică în fața mea era concertul meu, aveam 30 de ani, o producție pe care o făcusem eu cu 750 de... Cred că l-ai văzut la mare, tot așa, 750 de oameni, 2,5 milioane de dolari producția. Și ăsta când s-a terminat concertul îmi spune, dar ce ai cântat, niște note lungi, niște prostii, ce muzică a fost așa, ce ai făcut? Ca idee. Pentru că pentru el aia era, el nu înțelegea că eu de la ce plecasem de la horă sârbă sau să cânt cu naiul, să dovedesc sau asta, n-a putut să înțeleagă progresul care l-am făcut eu în următorii ani și unde eram eu, adică cum mă exprimam artistă muzical. Și asta, eu mă refer doar din punctul meu de vedere în relația cu taică-miu, dar asta se întâmplă cu toți copiii, cu toți oamenii care fac mai mult decât au făcut ei. Ce copilărie ai avut cu părinții tăi? Eu nu prea îmi țin minte părinții pe acasă. Părinții noștri ne-au lăsat să creștem singuri și nu i-am urât niciodată pentru asta. Stau și mă gândesc oarecum o să fiu eu când o să fiu mamă. Dacă o să stau cu copilul meu să învețe, să-și facă temele, dacă o să-l duc să-l lași la bunici toată vara, cum făceau ai mei, sau dacă o să fiu, nu știu cum să fiu. Pentru că părinții mei nu prea au fost și nu pot să zic că nu mi-a plăcut chestia asta. Nu pot să zic că mi-a displăcut. Cumva părinții noștri ne-au lăsat să ne trăim copilăria liber. Dar în niște standarde de respect și de iubire, pe care atunci nu asemuiam deloc cu iubirea. Nu exista, eu iubesc pe mamă, eu iubesc pe tată. La 10, la 15 ani nu exista așa ceva. Mama mi-a spus prima oară te iubesc, cred că la 23 de ani sau la 24 de ani. E mare lucru. Da. Eu țin minte că am sunat-o pe maică-mă sau pe taică-mă și am spus prima oară te iubesc și taică-mă, am sunat acum vreo 15 ani, eram la un seminar, aveam 35 de ani și zic, băi, te iubesc și era, băi, ești homosexual? Ce e asta? Era iubire, acum realizez că iubire, dar care se definea drept respect sau teamă, hai să zicem teamă, exact. Ce bine zis. Dar teama era din respect, pentru că eu nu vreau să o supăr pe mama, pentru că eu realizez cât te face mama și tata pentru mine. Și nu știu dacă, nu știu, eu stau și mă gândesc, oare eu, având educația asta de acasă, în ce spirit o să-mi cresc copiii? Sunt lucruri care s-au întâmplat în copilărie pentru toți și cumva copilăria noastră ne modelează viitorul, mai ales în relația cu mama, cu tatăl nostru în primii ani de viață și... pot fi interpretate uneori ca o... pot fi interpretați anii ăștia ca o traumă, alteori ca niște filtre pe care ni le punem și în urma acelor întâmplări să luăm niște decizii, cum ne va contura viața. Alteori, pentru unii, e ok, poți să mergi mai departe și totul e fain, adică eu... Sunt mai multe modalități de a avea abordarea asupra acestui subiect. Mm-hmm. Cred că un lucru important este la un moment dat când ajungi la un la o vârstă sau nu contează vârsta, nu trebuie să fii neapărat 30, 50, 20, când ajungi să fii ok cu tine, prin terapie, prin neterapie, prin ce modalități găsești tu și să accepti că ceea ce s-a întâmplat a fost în trecut și atât au știut ei. Am fost o dată la o terapie în Israel, ți-am spus ție despre, așa, o terapie puțin mai altfel și când am ajuns la tipa aia, îmi arată un mesaj foarte mișto. Și pe mesaj pe telefon scria, zice, iartă-i pe părinții tăi, pentru că ei n-au știut ce înseamnă aia dragoste necondiționată. Acum că tu știi, dă mai departe o altfel de ștafetă. Și lasă-i pe ei în pace că n-au știut. Pentru că nici cei săraci n-au știut cum să iubească, n-au știut cum să facă. Majoritatea dintre părinții noștri veneau de la niște bunici care au venit în timpul războiului, care au venit cu probleme, cu traume, cu durere. Adică, gândește-te că la fiecare generație lucrurile s-au schimbat și chiar ei, dacă nu s-au comportat într-un fel anume cu noi, au dat mai departe ștafeta traumei transgeneraționale, care e înăuntru genetic în tine. Adică poți să ai dureri, poți să ai probleme, poți să ai frustrări, stres, fără ca cineva să fi avut o copilărie dificilă când era mic, să te fi bătut sau să fi spus că ești prost, împins sau nu știu ce. Și asta cred că la un moment dat are de-a face cu tu, cu tine, de a avea o întâlnire, pur și simplu și spune, ok, accept ce a fost în copilărie, nu mai am 5 ani, nu mai am 10 ani, nu mai am 18 ani, am 22, 30, 35, nu știu ce, sunt matur, viața este în propriile mele mâini și decizia pe care o iau nu pot să dau în continuu vina pe trecut. Cam asta. Ultima discuție pe tema asta pe care am avut-o cu mama a fost
a fost una destul de dură și în general am discuții destul de dure cu mama, pentru că și mama a fost dură cu mine. Adică nu mă interesează cum sunt ceilalți, vreau tu să fii cel mai bun. Sau în același context, dar de ce ceilalți sunt mai buni decât tine? Și eu zic, dar parcă nu te interesau cum sunt ceilalți. Cam în spiritul ăsta am crescut eu, nu toată viața mea, până la o anumită vârstă, până când m-am înțeles că ar trebui să schimbi abordarea cu copiii. Și mă bucur că am înțeles la timp, dar n-am putut să reproșez niciodată asta. Și nici faptul că n-au fost aproape, și nici faptul că nu provin, nu știu, poate dintr-o societate mai înaltă, să fim și noi mai bine plasați. N-am putut să reproșez niciodată nimic. Și dacă ar fi să-mi schimb trecutul, dacă ar veni, nu știu, acum la mine cineva și ar zice, uite, ai această baghetă, cu ea poți să faci ce vrei tu. Dar... sau nu, poți să schimbi trecutul, poți să schimbi locul unde te-ai născut, n-aș schimba nimic și nici greșelile pe care le-am făcut în trecut. Ce frumos! Nimic. Și mai am încă o discuție, eu din când în când mă mai întâlnesc cu prietene mele și avem tot felul de discuții teoretice. Ce ar fi dacă? Sau pentru 10.000 de dolari... Ai face asta, ai da, face și mie îmi plăcea asta. Și... la un moment dat s-a pus întrebarea, ai schimba viața ta pe viața unui om pe care îl cunoști? Sau, de exemplu, dacă aș schimba viața mea pe viața lui Elon Musk sau viața mea pe viața lui Beyoncé, mâine să mă trezesc în corpul lui Beyoncé. Și am stat să mă gândesc la asta mult, dar nu pentru că n-aveam răspunsul, eu aveam răspunsul, răspunsul era nu. De ce? Pentru că eu sunt foarte curioasă unde ajunge acest personaj Irina Rimes la un moment dat în viața ei. Parcursul pe lui Beyoncé deja îl cunosc, parcursul lui Elon Musk deja îl cunosc, se știe ce e acolo. Dar ce face acest om, Irina Rimes, în viață? Ce să reușească să facă? Și nu mă refer că o să reușească să, nu știu, să rupă, să dreagă, dar deciziile pe care să le ia. O să facă un copil? Nu o să facă un copil. O să-și găsească iubirea mare? Nu o să-și găsească iubirea. O să pice la un moment dat? O să reușească să se inventeze sau nu o să reușească? O să ajungă până la adânci bătrâneți sau nu o să ajungă? Întrebările astea mă fac să-mi doresc să trăiesc viața mea și nu viața altora. Foarte frumos, foarte matur. Ai fost tot ocelar în școală? Nu. Dar am fost destul de deșteaptă și dar ai fost nici ca mine vagabond să fugi de la toate orele și... Nu de la toate. Ok, adică... De la unele. De la unele, dar puțin. Nu, am fost un copil rezonabil. Adică am fost destul de rezonabil cu școala. Hai să facem un seminar romanțat, băieți. Doamna Irina, vreau să vă cânt un cântec care l-a făcut fratele nostru Damian când eram noi frații brother. Când beam whisky cu care de bere. Nu mai beți, am cântat 4 ani. Hai să ascultăm. Bine, 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 hai mașină, om de vreo sugeri de... Ce-o la Romnea? Mandile. Zice lumea că țiganii schimbă șatra ca și banii. Lasă lumea să vorbească, țigan casă,
mă iubesc. Că mulțumesc, să dăm o sănătate. Mulțumim frumos. Să trăiască compozitorul. Doamne, mulțumesc, tu ești marele. Nu mai zic. 1,60 m. Exact. Da, microfoanele astea au fost închise, că eu cântam pe aici, dar nu mă aud foarte bine. Contează. Poate cântam pe alături. Aici, da. Noi, aici în astea. Da, da. Te aud, băieții. Sufletul meu. Vezi de ce îmi place să vin la tine? De muzică. Da. Cum zici? Adică eu te apreciez foarte mult pentru ce ești tu ca persoană și îmi place să vorbesc cu tine. Dar uite, persoana ta, nu vreau să zic personaj, că odată am zis personaj și Smiley s-a supărat, dar eu am zis într-un alt context. Da, am înțeles. Persoana ta vine la pachet cu acest buchet frumos pe care eu îl găsesc atât de... În franceză se spune incroyable. Se incroyable. Ai auzit, Mircio? Incroyable. Nu, e incredibil. Ești incredibil. Dacă aici nu se folosește așa... Nu prea. E un pachet... Mulțumesc. Eu sunt incroyable. Îmi place la tine. Să rămână. Și nouă ne place cu tine. La ce vârstă ai început să faci muzică? De mică. Primul meu concert îl țin minte și acum, cred că aveam, nu știu câți ani, 6 ani sau 7, am urcat pe scenă, am cântat Sunt o fată frumușică și deloc nu-s mărunțică, mai, dar eram mică, rău. Eu în clasa 4 aveam 22 de chile. Mă! Eram micuță, imaginez. Nedezvoltată. Da. Andrei al meu are 2 ani și are 18 chile. Îmi dau seama. Poftim. Și am cântat și după asta am primit un lănțișor cu un leu, eram zodia leu, și un buchet mare de flori, așa de mare că nu mă vedeam după... nu mă vedeam. Și știu că m-am împuns cu spin de la flori. Asta, știai că asta vrei să faci în viață, de mică? Nu. Păi la ce vrei să ți-ai dat seama că asta vrei să faci? Nu știu. De fapt, mi-aduc aminte foarte bine un moment, dar nu pentru că am fost eu martură, ci pentru că mi l-a spus după asta profesoara mea de canto de la Soroca. I-am început, eu cântam ce cântam eu pe acolo, pe la mine, prin sat, și o doamnă, doamna Elena, care era șefa clubului, casei de cultură, a zis că ar vrea să facă ceva cu mine și m-a luat într-o zi de mânuță, m-a dus la Soroca. Mi-a făcut cunoștință cu doamna Ludmila și domnul Valeriu Ceban. De acolo am început să lucrez la ei la studio. Ei aveau un studio pentru copii care se numea Olhionia, mai târziu Bravo Star. M-a dus acolo, m-a ascultat doamna Luda și domnul Valeriu. A zis ok, hai să începem să lucrăm. Și prima lecție trebuia să fie săptămâna viitoare. Au zis, du-te acasă, pregătește o piesă care îți place ție cel mai tare și vină la lecție. Și eu m-am dus acasă și pe urmă vine lecția peste o săptămână și eu mi-aduc aminte că trebuia să pregătesc un cântec și n-am pregătit nimic. Mă duc acolo, mă fac de rușine. Mă întorc acasă, nu pot. Tata avea o mașină mare, un Volkswagen Transporter. Și eram în spate, tot spate, rău de tot acolo, și plângeam că mi-era rușine, că nu știam ce să fac, că n-am pregătit nimic. Tata nu știa, desigur. Tata, misiunea lui tata era să mă ducă la oră. Atât. Și ce să fac? Și ce crezeam? Compus o piesă pe drum. Am zis, mă duc o piesă compusă de mine. Și am compus o piesă și am ajuns cu ea și cânt. Mă întreabă, și ce ai pregătit pentru asta? Și zic, n-am pregătit nimic, dar n-am pregătit o piesă de-a cuiva, am pregătit o piesă de-a mea. Am scris o piesă. Și încep să cânt. Nești ca o zână, dar eu așa cântam când eram mică. Nești ca o zână, nești ca o floare, copilărie nemuritoare. Nești ca un cântec, nești ca o casă, copilărie, grădină frumoasă. N-am înțeles nici până acum de ce m-au luat domnii ăia să cânt la ei la studio. Pentru că, cum să iei așa ceva? Nești ca o zână, eu nu m-aș fi luat pe mine. Și ce a zis profesoră?
Wow! Bine, pentru ea era o noutate că a venit că cineva cu piesa, da, știi? Da, toți s-a prins. S-a prins, desigur că s-a prins că n-am pregătit nimic și că am făcut piesa asta așa. Dar și-a dat seama că dacă la presiune am făcut o piesă, înseamnă că există potențial. Și așa am început să cânt acolo la studio. Cântam eu, Mihaela Ojog, care peste ani semnase un contract cu Randy, se lansase și o piesă care a fost și hit și avusese un start foarte bun. Nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs, adică știu, dar nu o să spun. Și cu Doina Cosnician, încă o colegă de noastră care era cea mai bună pe vocal. Doina ne rupea pe amândouă. Eu eram, Doina era cea mai mare și cea mai bună pe vocal. Eu eram aia din mijloc, dar la propriu aia din mijloc. Și pe urmă era Mihaela, care era, cred că, cea mai dulce dintre toate. Și da, așa am început trei și ne-am ținut mult timp trei, până când facultatea ne-a despărțit. Ce facultate? Prioritățile. Ce ai studiat? Am făcut AMTAP, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, din Chișinău. Muzică ușoară și jazz. Catedra muzică ușoară și jazz. Deci undeva la 18 ani știai că vrei să faci muzică. Așa, că de unde și până unde am ajuns la povestea asta. După ce, când trebuia să merg la facultate, am dat bacalaureatul și au venit părinții mei la Soroca să vorbească pe aici pe acolo cu profesorii, să vadă ce fac eu mai departe în viața asta. Și dacă părinții mei sunt contabili și economiști, s-au gândit că drumul meu teoretic și practic ar trebui să ducă tot acolo. Drept dovadă și fratele meu tot economia a făcut. Numai că el se descurcă la matematică, da, eu nu. Și se duc la profesoara de canto și zic că noi ne gândim să dăm la ASEAM. Și profesoara s-a enervat și a zis: da, ce vreți? Ce vreți voi de la fata voastră? Vreți să încerce să, nu știu, să facă ceva măreț în viață? Sau să aveți un sprijin la bătrâneți, de fapt nu că un sprijin la bătrâneți, dar sau să păstrați lângă voi ca să vă aducă o cană de apă când aveți nevoie. Așa? Dacă vreți un copil care să vă scoată cartofile, să pună ceapa, să vă aducă o cană cu apă, să facă cina sau prânzul, atunci da, înțeleg. Dar dacă vreți să-i dați o șansă fetei să se realizeze, atunci ar trebui să duceți la muzică. Și nu au fost discuții prea mari. În ziua aia am plecat spre Chișinău, am depus actele la conservator și am intrat din prima. Am intrat și la buget. Bravo, felicitări! Uite că era nevoie. Depresie ai avut? Ce înseamnă depresie? Când ești terminat pe jos, când nu mai poți, când... Sau stare depresivă pentru o lună, două, trei, sau nu știu. Da. Dar am ieșit de acolo. Adică e un subiect greu ăsta. Am fost de multe ori acolo jos, dar mă întrebam mereu dacă există mai jos de atât sau ăsta e cel mai jos și eu sunt mega puternică și pot să ies de aici când vreau eu. Anxietăți? Și anxietăți. Dar uneori am impresia că tot timpul sunt anxioasă. Și acum sunt anxioasă. Ca să nu fiu anxioasă, trebuie să mă simt foarte, foarte în largul meu. Dar aici există factori externi. Sunt niște camere pe noi, ești tu. Există acești muzicieni mega talentați. Și cumva eu trebuie să am un filtru. Și filtrul ăsta este aproape mereu. Îl scot doar când sunt eu cu mine, singură, sau când sunt cu un prieten care poate să-mi ierte orice. În rest, mereu există un filtru. Și asta creează o anxietate. Da. Poate e bună anxietatea asta. Nu. Din cauza acestei anxietăți am avut multe probleme. M-a încurcat de multe ori. De foarte multe ori. În ce fel? Să mă exprim sau să scot substanța din mine.
în cel mai frumos mod, așa cum știu că aș putea, că eu aș putea, aș putea orice eu. Dar există aceste mici chestii care mă încurcă și unul dintre ele e anxietatea. Da, cred că asta e singurul lucru la care mă încurcă, să scot substanța din mine. Pentru că eu știu că acolo există substanță. Dacă n-ar exista substanță, iertați-mă că vorbesc așa despre mine. Nu, e foarte bine. Dar cumva, dacă n-aș fi realizat asta, n-aș fi ajuns până aici. Trebuie să realizezi că există o substanță în tine ca să dea puterea să mergi mai departe. Dar simți în același timp, simți în același timp că anxietatea asta te limitează, dar exact. La ce putea să-ți fie potențialul tău. Exact. Cum aș putea să scot substanța? Și ai făcut ceva în sensul ăsta? Ai lucrat cu terapeut, cu ceva? Ai făcut ceva? Da și nu. Am făcut terapie. Nu știu cât de mult m-a ajutat. Poate că m-a ajutat pe moment. Dar mi-am dat seama că cea mai bună terapie este să o faci tu cu tine. Să realizezi lucruri despre tine. Să știi cum să te controlezi. Exercițiul contează foarte mult. Te pui în anumite situații să te descurci, să vezi cum te descurci. Până acum, cea mai bună soluție pentru anxietate mi s-a părut, sau mă rog, am realizat că este exercițiu. Cu cât mai multe interviuri ai, cu cât mai mulți oameni... Asta te pui în fața locului exact, faptului... Exact, da. Cât mai multe emisiuni, cât mai multe situații, ieșirea din zona de confort. Asta a fost soluția pe care am găsit-o până acum. Cea mai eficientă. Chiar așa spun toți și specialiștii, că asta e singura, cea mai bună modalitate pe care poți să-ți spăsești n-am frica asta pastile. Și limitele. Mi-a fost mereu frică de pastile. Pentru că știu că schimbă lucruri în corp și n-am vrut niciodată să schimb. Și așa nu stau foarte bine cu corpul. Dacă mai bag și pastile în el... Hai să schimbăm tema. E ok. De ce? E ok. Vorbim despre orice. Ce... trebuie să facă un bărbat să ia mințile lui Irina Imes. Oaileu. Știi, mi-am dat seama că am avut în viața mea diferite tiparuri de bărbat. Nu pot să zic, nu mai pot. Dacă înainte puteam, dacă m-ai fi întrebat la 18 ani, îți spuneam, vreau un bărbat cu alură suedeză, blond cu ochi albaștri, să aibă o energie de om inteligent, înalt. Dacă m-ai fi întrebat la 24 de ani, ți-aș fi spus nu vreau un bărbat foarte musculos sau nu vreau un bărbat care nu face muzică, pentru că nu cred că pot să mă înțeleg cu un cu cineva care nu gândește ca mine muzical. Acum nu mai știu, pentru că mi-am dat seama că pot să mă îndrăgostesc de oameni la care nu m-aș fi așteptat. Iubitul tot acum nu arată puțin ca cel primul care l-ai descris? Da, e o întâmplare. Am înțeles. E fix o întâmplare. Dar cea mai mare iubire a vieții mele a fost foarte neașteptată. Prima oară când am întâlnit băiatul acela, adică nu știu, până în momentul ăsta vieții mele, poate că iubirea mare a vieții mele este iubitul cu care sunt acum și o să mă căsătoresc cu el și o să fac copii. Dar iubirea aceea care s-a amprentat în mine foarte tare și nu m-a lăsat să mă deschid foarte mult timp, a fost un băiat pe care atunci când l-am văzut prima oară în viața mea, am zis, vai, eu n-aș putea niciodată să fiu cu un băiat de genul ăsta. Așa se întâmplă de cele mai multe ori. Da. Și câtă aroganță și... Ne bași nouă, Mirci, o finimioară, ceva. Ceva cum să de inimă, de dragoste. Cum să nu, dragul meu, Damian? Cum să nu, dragul meu, chiar pentru Irina, pentru prietenul cel mai bun al sufletului ei, pentru Irina și de-a Dumnezeu sănătate. S-aude acolo? Iau ce spune Irina! Prințeșorul meu, te visez
vezi mereu, oriunde mă duc. Iubitul francez. Iubitul francez. Iubitul ăla care a spus să dea copii Dumnezeu cât ți-am eu. Are 6 copii. Da. 3 băieți, 3 fete. Crezi în noroc? Da. Da. Mai cred că poți să ți-l faci și cu mâna ta norocul. Dar cred și în norocul ăla orb. Adică în azart. Hazard. S-a întâmplat să fiu eu ăla. S-a întâmplat să fiu la moment, în locul potrivit, în momentul potrivit, cu oamenii potriviți în jurul meu. E o întâmplare. Nu ți-o programezi. Cu majoritatea lucrurilor care ni se întâmplă, de multe ori zicem, de ce mi se întâmplă mie, dar de fapt se întâmplă pentru tine, nu se întâmplă ție. Da. Și de lucrul la care se pare că e rău, după ani de zile și ani, când te uiți în urmă, vezi că de fapt da. A fost un lucru bun. Tocmai de aceea nu regret nicio greșeală pe care am făcut-o. Pentru că orice greșeală făcută în parcursul meu a pus o cărămidă la baza personalității mele. Sunt unele greșeli pe care le repet, ce-i drept, dar nu m-am născut învățat. M-am fetița, născut să greșesc ca să învăț. Fetița mică, Irina, ar fi mândră de ce este Irina în fata mare de acum? A, da. Da, și cea mai mare mândrie. Te regăsești în... Da, la asta mă da. Refer. Bine, eu când eram mică îmi visam că să fiu jurist. Dar pentru că eram foarte mică și de cele mai multe ori nu eram luată în serios, cred că până în clasa 6 sau 7 nu eram luată în serios. De ce? Pentru că, nu m-ai întrebat, dar o să spun eu. Intram în clasă, de exemplu, și eram la biologie, mi-aduc asta aminte clar odată. Eram la lecție de biologie și înainte de lecție noi toți... vorbeam în clasă. Bă, dar știi ce am avut astăzi de făcut? Am avut asta. Și cineva a zis, bă, dar cum respiră pește în apă? Toată lumea tace. Cum respiră? N-a învățat nimeni tema, dar și aia care au învățat n-au înțeles mare lucru. Nu? Cum respiră pește în apă? Și începe lecția. Dar pe mine mă rodea întrebarea asta. Nu cum, adică învățăm biologie, suntem la lecție de biologie și eu în continuare nu știu cum respiră pește în apă. Și ridic mâna sus și doamna profesoară întreabă, ce vrei, Irina? Zic, vreau să pun o întrebare existențială. Cum respiră pește în apă? Și profesoara zice, nota 2, Irina, stai jos, n-ai învățat nimic pentru asta. Și eu m-am luat un 2 pentru că am avut curajul să întreb pe profesoara cum respiră pește în apă, ce în condițiile în care... Nimeni nu știa răspunsul din clasă. Și tocmai de asta, pentru că toată lumea credea că eu fac lucrurile astea. Nu, erau făcute într-adevăr dintr-o naivitate. Dar e o naivitate la care eu încerc să nu renunț pe tot parcursul vieții, chiar dacă am crescut. Pentru că îmi dau seama că din această naivitate se pot isca lucruri atât de mari și atât de frumoase pe care nu le-ai putea face dacă n-ai avea curajul ăsta... naiv de a face lucruri, știi? Dacă ți-ai pune niște întrebări înainte, ce se va întâmpla cu mine dacă întreb de ce, cum respiră pește în apă? Ar putea să se întâmple asta. Unu, ar putea profesoara să-mi spună răspunsul la întrebare. Doi, ar putea să-mi spună nota 2 că n-am învățat lecție pe acasă. Trei, ar putea să râdă clasa de mine că îi știu, dar eu nu știu. Adică dacă ți-ai pune niște întrebări, ai ezita. Dar eu încerc să nu îmi pun foarte multe întrebări atunci când încep un lucru. Pentru că nu-l mai încep. Și doar dai drumul și mergi mai departe. Exact. Ce-o fi? Mă bazez pe, nu știu, pe... Mă bazez... Intuiție. Exact. Ai încredere în tine. Da. Dar ai o încredere oarbă.
Pentru că dacă aș sta să studiez ce știu să fac și ce nu știu să fac, normal că nu m-aș apuca de nimic. Că sunt alții care știu să fac mai bine decât mine. Nu sunt nici cel mai mare muzician, nici cea mai bună vocalistă, nici cea mai frumoasă fată, nici cel mai bun businessman, antreprenor. Nu sunt. Dacă aș fi stat să mă gândesc la toate lucrurile astea, n-aș fi pornit nicăieri niciodată. Aș fi stat acasă. Ce frumos ai spus. Bravo. Și totuși, ai ajuns unde ai ajuns pentru că ai început să faci lucrurile. Asta ar fi important și pentru cei tineri să vadă, adică să-ți dea seama că trebuie doar să ai încredere în tine, nu cât știi să faci sau ce știi să faci. Trebuie să ai încredere în tine, trebuie să ai un țel. Primez des întrebarea asta, ce trebuie să fac, care e rețeta? Dacă mă întrebi, deja e o problemă. Dacă mă întrebi, deja nu ești sigur de parcursul tău. Eu nu m-am întrebat niciodată, eu am mers. Am mers înainte, așa. Ca calul, iertați-mi cacofonia, dar este permis. Știi, are calul niște chestii în față și nu vede nici în stânga, nici în dreapta. Pe de-aia le pun ca să meargă. Exact. De-aia înainte de-aia. Da. Care rețeta? Nu știu, descoperă-o singur care rețeta. Că rețeta este diferită pentru fiecare om în parte. Uite-te cât de repede evoluează trending-ul. Uite cât de repede evoluează lucrurile. Muzica a devenit despre consumerism, nu despre muzică. Uite-te la cifre. Acum facem piese de 2 minute jumătate ca să încăpem, să intrăm în standardele Spotify-ului. Să facem bani pe Spotify. Despre ce vorbim? Care rețetă? Cine are o rețetă? Nimeni. Mergi înainte. Încerci și asta exact. E. Exact. Dai merge. Cu capul, nu iese. Mai dai o dată cu capul, nu iese. Katy Perry câte contracte a... câte eșuări a avut până să reușească. Și un artist care încă n-a câștigat niciun Grammy. Pardon. Da. Trebuie să încerci. Asta e concluzia. Da. Din punct de vedere al... Care sunt metodele tale sau ce te motivează? Ai ceva? Faci meditație? Faci yoga? Scrii un jurnal? Adică care este modalitatea și pentru ceilalți? Dacă ar fi să vadă la tine un exemplu. Băi, asta fac eu și de asta pot să mă îmbărbătesc, deci sau să-mi dau puterea asta. Deci cum mă descarc eu sau cum prin puterea? Da. Eu fac cum îți găsești? Scriu. Scrii. Da. Dacă am nevoie de putere, intru în sesiune cu cineva și încep să scriu. Scriu piese. Și drept am ajuns la un moment acum, când am o grămadă de piese, toate nelansate, și știi și tu foarte bine, se întâmplă să ai multe piese și să pierzi un pic din hype pentru că le-ai ascultat de 100.000 de ori, pentru că s-au obosit urechea de ele și parcă vrei ceva nou și te satură situația asta că nu le mai scoți odată. Dar pentru că o piesă ar trebui normal scoasă, asta mi-a dat și seama de la mine, când... în primele maxim o săptămână, două, trei. Exact. După aia dacă stai cu ea în computer și mai asculti încă de 20 de ori, s-a terminat. Exact. Eu am piese care stau de 2 ani de zile, acum imaginează-ți. Păi avem noi de un an de zile aproape de când am început să lucrăm la album. E oribil. Da, na. Asta cumva nu anulează faptul că sunt piese bune și că poate ori să prindă. Partea proastă e că se schimbă trending-ul și nu mai știi dacă vrei să ai și succes. Adică dacă privești muzica și din punct de vedere business, trebuie să iei în considerație toți factorii externi. Și factorii externi sunt foarte volatili în momentul ăsta. Dar pur și simplu, adică dacă o vezi în termeni populari, există și un trend ăsta, așa cum vorbeam și acum câteva zile, dacă mai ții minte pe Clubhouse. Există un trend unde atunci când ești perfecționist și vii dintr-o copilărie ca și tine, unde totul e vorba de a fi perfecționist și a fi cel mai bun, ai un proces de a te autojudeca și poate vreau să fac piesa și mai bună și mai bună. Nu mă refer la trending, dar mă refer în ziua de astăzi. Este clar că contează mai mult, și nu în punct de vedere calitate, că poți să scoți piese bune și după o săptămână sau două, dar contează foarte mult cât te uploadezi și cât te urci pe YouTube. Adică asta cantitate. Este, de fapt. Cantitate. Foarte multe, foarte multe. Foarte multe informații. Și poți să ai și piese bune, fără doubt, 100%, adică nu am niciun fel de îndoială, doar că e vorba de tine personal, așa cum am spus, cu filtrele, cât de judgmental, cât de autobiciuire îți dai tu cu tine, aolo, nu, că poți să fac și mai bine și mai bine și mai bine, că tu știi că toți suferim de treaba asta și poți să stai pe ea. De fapt, ideea este că ce a ieșit din piesa aia, a ieșit atunci, este un moment... Sergiu Celibidache, marele dirijor, spunea, nu știu dacă știi asta, cu el există foarte puține înregistrări. Pentru că el nu vrea să fie înregistrat cu orchestra simfonică când dirija, că a spus că muzica este doar momentul ăla. Dacă prinzi momentul ăla, simfonia aia sau piesa aia,
peste o jumătate de oră sau o oră sau mâine, mm-hmm, o să fie altfel. Deci este o altă piesă, de-aia nici n-a vrut să fie înregistrată. Mm-hmm. Dacă stai și te gândești la o piesă pe care noi o facem sau o compunem și în momentul ăla ai starea noastră, poți să te duci la ea și ai și tu piesă așa și eu, care te duci la încă o zi, încă o zi, încă o zi, încă de 200 de ori să o schimbi și într-un final când asculți, bă, dar parcă era mai bine la început primele două, trei versiuni. Și se întâmplă de obicei. Da. Pentru că ai starea, ai dat-o, ai lansat-o și ai terminat. E ca și cum ai mâncat la un restaurant o mâncare și te duci și după aia să găsești exact după 3 luni sau 6 luni sau mai te duci înapoi să găsești același gust. Nu e același lucru, era starea ta bună cu cine ai fost, în ce companie, ce stare ai avut înainte, ce ai mâncat înainte și în momentul ăla ți se pare că e incredibil. Și te uiți la același restaurant și întrebi, dom'le, s-a schimbat bucătarul? Nu e același. Dar de ce nu mai gustă la fel? Că e problema ta. Da. Așa și cum cu asta. La vise am pățit așa, am tras voci prima oară. Visele s-a născut într-un mod foarte, foarte nostim. Eram în studio și scream o piesă pentru Ruxy de la Black Sea Girl. Pe atunci frecventa studioul nostru și încercam să facem o piesă. Și la un moment dat iese Andy Bănică de la baie. După aceea a stat vreo 5 minute. Și zice, am făcut o piesă pe tron. Bun, hai când am. Nu, am făcut o manea pe tron. Viselele, eu nu știu să cânt manele, dar imaginează-ți cu voce de manele. Viselelelelele, dar acum și cerul meu albastru negru. Și zic, mama, hai să tragem repede un demo. Și ia chitara, începe în studio să trage chitara și după aia eu cânt piesa. Eu neputând cânta manele, am cântat-o în stilul meu, drept. Și am tras piesa. Și stăm așa, ascultăm o dată, două, trei și zic, Andy, eu cred că piesa asta nu se mai duce la Rux, eu cred că rămâne la mine. Și dimineața la ora 6 aveam piesa gata, producție, versurile, nu mai zic, erau scrise deodată, pe loc s-au scris. Astea sunt cele mai bune. Da, producție, mix, fără master, că master l-am făcut după, înainte de lansare. Tot. Da, exact. Am făcut piesa, la ora 6 avem piesa gata și la ora 6 seara, deja după ce am prezentat-o tuturor în studio, toată lumea din studio știa deja că avem un hit. În condițiile care ieri seara, cu zi în urmă, la 20, ieșea piesa pe WC-ul. Iertați-mă. Da, da, da. Păi nu, dar ăsta e adevărul. Că de cel mai multe ori așa se întâmplă, în diferite modalități. Da. Nu există o cale. Dacă ar fi cineva să spună că există o cale, nu există o cale. Dacă te-am întrebat să ne cânti ceva, cine ai cânta? O piesă românească de folclor. Eu tot v-am să te întreb, pentru cine microfonul ăla? Că pentru tine. Mă tentează. Pentru tine. Bogdane, merge microfonul ăla, nu? Nu aveam concerte, pandemie. Nu, haide-te. De trebuie să cânti ceva cu noi. Orice vrei tu. O să cânt și eu cu tine, să-ți dau o ritornelă. Cam aici, în live. Ia. Hai. A, da, nu. Ce, doina noastră? Mă gândeam să cântăm, dar... Nu merge, nu, că nu știu băieți. Dar cântăm, cine iubește și lasă. Hai. De la ce tu nu cântai, mă ținte? Do minor sau la minor? N-am idee. Da, dar vedem acum. Cred că e ok.
târâișul șarpelui și pasul când acolo văjuitul vântului pulberea și-o lăsăm direct, săracă inima mea. Aoleu. Săracă inima mea, săracă inima mea, iar începe mă dure, iar mai decât ceva vijerie, mai decât ceva repede. La sfârșit, la sfârșit. Acum, ca să fac și eu să fie dulce? Da, ia zi. Adică nu vreau să ferească Dumnezeu, nu vreau să aibă diabet. Dar prea dulce a cântat și fii atent că nu te uit curând. Duminica ai ceva? Ai nuntă ceva? Nu. Mergi cu mine. Trebuie. Care nunțe? Pandemie, nu exact, se întâmplă nimic. Mergem, ce? Mergem la, mergem la primul polițist al... Nu, no, vreau să fie pentru Irina, așa zic acum acolo, Irina dulce. Înțelegi? Prăjitura. Ia că te, fii atât aici, asta e o piesă a lui Mircea, care vreau să-i auzi vocea la asta. Maiculiță, maică Maiculiță, care știu cum o cânti tu. Doamne Dumnezeule, ce mi-a adus aminte, de astea nu glumesc, nu glumesc. 200 de euro de la mine. 250. 250, hai că nu înțeleg. Auzi vocea. La major golit, maestre. La
avioară Mugurel de la satul de vacanță. Stimați ascultători, această piesă este pentru Irina, fata noastră, cea mai dulce fată, Irina Prăjitură, pentru Damian numărul 1, pentru Mugurel. Ia uite! Maică! Mamă, eu plec de la casa ta, și mă duc mai încă departe. Eu mă duc mai încă departe, dar vai lume, vai, și vă las la Chișinău, mama mea. Dar spune, măiculiță, spune, mamă, de-am avut noroc pe lume, mă. Mulțumim, Mircea, mulțumim mie tot. Să vă dați Dumnezeu sănătate. Tot, Doamne. Știi ce mă fascinează pe mine la muzica noastră? Că versurile sunt dramatice, dar muzica e veselă. Da, e o combinație ciudată. Așa de mult ne caracterizează ca popor și pe noi, pe toți, pe moldoveni și pe români. Așa de mult ne caracterizează. Adevărat. Da. Asta e pentru... Eram în Paris, petrecusem deja o lună și ceva acolo și la un moment dat am băut un pahar de vin 2, 3, 5, 1, așa, un pahar de vin și am pus un concert pe YouTube și ascultam muzică populară. Și am început să plâng și mă întreabă iubitul meu, ce ai, iubita mea? Ți-e dor de casă? Zic, nu mi-e dor de casă atât de tare încât să plâng. Că doar nu-s nebună, că nu stau aici de 10 ani și stau în America și nu pot să plec acasă, că n-am viză, n-am acte și nu știu nu ce. Sunt în exil. Exact. Dar am realizat ceva. Am realizat că substanța din muzica noastră, muzica folclorică, e ceva ce nu o să găsesc nicăieri în lumea asta și am încercat eu să explic ce înseamnă dorul și nu puteam și căutam cuvinte și știu, eu deja știu că dorul e un cuvânt care nu se traduce, dar încercam să explic prin cuvinte cum se simte și de ce noi personalizăm atât de tare dorul și de ce ne caracterizează așa de mult ca popor. Și de ce noi avem un cuvânt separat pentru asta? Și de ce noi îl folosim în atât de multe contexte? Și de ce ne... De ce... Mă rog, de ce? De ce ne doare așa de mult? Exact, dorul. De ce doare dorul? Și de ce dorul doare, dar în același timp te face să te simți om? În același timp îți aduce aminte de unde ai venit, ce poți să fii, ce poți să faci în lume? Valoarea ta umană. Nu e așa că după ce ai stat luna de zile acolo, nu era ca și cum ai stat 10 ani, dar nu contează dacă e o lună sau 10 ani, asta în timp, nu contează cu timpul, asta e total relativ. Parcă muzica românească, asta folclorul, cum ai auzit tu concertul ăsta, parcă suna altfel decât sună când ești aici, pe tărâmul tău, în țara ta. E ciudat asta, nu? Da și nu. Pentru mine mereu muzica asta a sunat... Da, într-adevăr, parcă avea o conotație mult mai importantă acolo, dar pentru că o arătam oamenilor care nu exact, știau. Exact.
Și erau oameni cărora le plăcea, alții apreciau ritmurile, dar mă simțeam cum acolo mă simțeam străină, pentru că nimeni nu putea să înțeleagă nu limba mea și nu felul meu de a fi, ci starea pe care mi-o creează această muzică. Și mi-era ciudă și eram aproape înverșunată de furie pe ei că nu pot înțelege asta și de ce voi nu simțiți asta? De ce doar eu simt asta? De ce e așa de greu de simțit muzica? Știi? Dar muzica vine la pachet cu muzica vine cu un pachet de valori. Muzica vine la pachet cu niște caracteristici fiecărui fiecare comunități. Așa că n-ai, nu reprezintă cumva cultura, adică și durerea și veselia, cum ai spus tu, și totul e o încrucișare, adică un amalgam de mai multe stări. Da. Dar tot mă enervează că nu înțeleg. N-au cum, poate nici noi nu înțelegem ceva, da, de la... Da, știu, dar mă enervează că, nu știu, dar nici măcar, eu încercam să găsesc un, nu știu, să fac o analogie cu ceva de-al lor și nu reușesc. Nu vreau să zic că suntem suprem la capitolul ăsta, dar nu reușesc să găsesc o analogie. Pe cine să-l pun? Pe Claude François? Pe cine? Pe Joe Dassin? Da, ascultăm și noi de Joe Dassin și ne place. Dalida, da, ok. Dar cu ce să fac analogie? Nu e același lucru. N-ai cu ce. De asta de multe ori te regăsești mai mult într-o muzică indiană sau africană, unde există substanță. Tot exact. De pleacă acolo, tot de la rădăcini, tot de la roots. Dacă ai avea 48 de ore de trăit, ce ai face? Ce aș face? Da. Stai că în capul meu au început scenariile. Zici că e podcast, nu suntem la radio și noi cine, nu? Aș face sex cu iubitul meu. Sau cu mai mulți iubiți, nu contează. Ai doar 48 de ore. Te-ai distra? Da, la maxim. Primul... Nu știu exact ce aș face ca să mă distrez, dar da, ai dreptate. Te-ai distra la maxim. Da. Primul asta salut. Primul lucru. Primul salut la ce vârstă? 17. Nu, 16, cred că a fost. Cel mai ciudat loc unde ai făcut sex? Na, am mai primit întrebarea asta. No. Sunt plictisitoare. Ok. Mai departe. Dezamăgitor. Dacă ai fi singură pe o insulă, cu cine ai, care sunt oamenii cu care vrea să fii? Atât. Să fii o insulă ta și să spună lumea, băi, poți să faci aici doar ce vrei tu? Iubitul meu. Atât. Da. Numai păi stai o secundă, Despre ce e vorba? O persoană doar, nu? Nu, poți să ai dreptul doar la o singură persoană, numai nimeni altcineva. Da, iubitul meu. Păi dai, nu... nu pot să fac sex cu mama. Înțelegi? Adică trebuie să fie un bărbat sau, mă rog, o persoană care să împlinească tot. Exact. Să fie și partener, și cel mai bun prieten, și... așa? Ai putea să treci fără să faci muzică? Da, aș putea. Eu cred că, bine, toți oamenii sunt, de-aia suntem oameni și de-aia suntem în vârful piramidei, pentru că putem să ne, avem gradul de flexibilitate și de adaptabilitate, de adaptare cel mai înalt. Cred că aș putea să mă adaptez la orice. La orice? Da. Ți-e dor de muzică acum în pandemie? Mi-e dor de concerte, de muzică. Nu că fac muzică în continuu. De concerte, ți-e dor de concerte? De concerte, da, mult. Ce? Să pui aia cu sexul. Ce sfat ai avea? Secundă, dar aici nu se taie, nu? La podcast. Oh, aileu! Ce sfat ai avea pentru copii care, în ziua de astăzi, care vor să-și urmeze visele? Nu în muzică neapărat, în orice. Da. Să fie deștepți. Adică să fie smart. Hai să mai pe limba nouă. Să urmărească doar știrile de surse, sursele de știri, știrile de surse. Să urmărească surse de știri adevărate, să trieze foarte bine toată informația care vine spre ei. Cred că asta este cel mai important lucru în ziua de astăzi, pentru că suntem în momentul acela când al evoluției, cred eu, așa mi se pare, când de aici încolo trebuie să învățăm să triem informația. E foarte, foarte multă informație și nu știi care e adevărată, care bravo, e adevărat. Foarte bine spus. De aici încolo, cred că ăsta este punctul, marele punct
al istoriei noastre în momentul ăsta, ca umanitate. Să învățăm să triem informația. Până acum n-am avut informație. Acum o avem și acum trebuie să învățăm să o triem. Să alegem ce e bine pentru noi, să nu uităm de valorile adevărate, dar să ne și urmăm interesele, pentru că așa este. E normal, e un lucru normal. Cu toții trebuie să fim egoiști ca să obținem ceva în viața asta. Și să fie real. Să nu urmărească scopul de a nu fi ei. Pentru că la un moment dat te întâlnești cu tine și îți dai seama că e prea târziu să te mai arăți, că lumea te-a învățat. Te-a învățat așa cum erai. Exact. Dacă Irina Rimes în 10, 20, 30, 50 de ani, peste 100 de ani nu să mai fie, care ar fi un citat al tău, da? Care ai vrea lumea să te țină minte? Ceva care îți spui tu? Nu m-am gândit la asta. Gândește-te acum. Gândește-te acum aici, la noi în familie. La noi în familie aici, că ești în familie aici. De Crăciun. Nu știu. Nu m-am născut să învăț pe cineva. Nu să înveți, dar din experiența ta. Ce-ar fi? Băi, iubește cel mai mult, trăiește viața sau ce? Ce simți tu? Grea întrebare. Trebuie să vin cu răspuns deștept. Nu l-am. Nu l-ai. E bine și e bun și răspunsul ăsta. Îți mulțumesc. Poate asta poate să fie. Trebuie să vin cu un răspuns deștept. Nu l-am. Sorry. Îți mulțumesc, mă, tu că ai venit aici. Știi cât de mult te apreciez și te iubesc, ești sora mea. Avem niște momente muzicale incredibile de-a lungul anilor de când ne-am cunoscut. E adevărat. Și tot încercăm să facem lucruri și facem lucruri, nu că am încercat, facem lucruri și sper ca prin ceea ce facem și ceea ce faci tu, în primul rând, te ferici pentru tot ce faci și ceea ce facem, măcar să dăm oamenilor un pic de fericire așa cum simțim noi când facem noi ceea ce facem. Lasă că după aia suntem noi judgmental și ne ducem înapoi să schimbăm și nu știu ce, dar cel puțin în momentul procesului, când cântăm live sau când facem procesul de creație, e un sentiment super și asta măcar sper să simt oamenii. Și eu sper să simt. Îți mulțumesc, mă, tot te iubesc și felicită pentru tot ce faci și mai departe mult succes. Mulțumesc din suflet și ție la fel. Te pupă mie, Mircea, la revedere! Mulțumim de suflet!